Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26 Vestirea cea din urmă a patimilor lui Isus, Ungerea din Betania Cina cea de taină Suferințele din Ghețimani Trădarea lui Iuda Prinderea lui Isus, Înfățișarea înaintea arhiereilor Lepădarea lui Petru Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Isus către ucenicii săi Știți că peste două zile vor fi Paștile și fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Isus cu vicleșug și să-l ucidă. Dar ziceau, nu în ziua praznicului ca să nu se facă tulburare în popor, Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosu, s-a apropiat de el o femeie având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Și văzând ucenicii s-au mâniat și au zis, de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis, pentru ce faceți supărare femeii, căci lucru bun a făcut ea față de mine, căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna, că ea turnând mirul acesta pe trupul meu a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomânirea ei. Atunci, unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis, Ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre. Iar ei i-au dat treizeci de arginți și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. În cea din tâi zi a azimelor au venit ucenicii la Isus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci paștile? Iar el a zis, mergeți în cetate la cutare și spuneți învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștile cu ucenicii mei și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus și au pregătit paștele. Iar când s-a făcut seară, a șezut la masă cu cei 12 ucenici. Și pe când mâncau, Isus a zis, Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi mă va vinde. Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, Nu cumva eu sunt Doamne? Iar el, răspunzând, a zis, Cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului merge precum este scris despre el, vai însă acelui om prin care fiul omului se vinde. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis, Nu cumva sunt eu învățătorule? Răspunsa lui, tu ai zis. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând și dând ucenicilor, a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu și luând paharul și mulțumind le-a dat zicând, Beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, voi toți vă veți sminti într mine în noaptea aceasta, căci scris este, bate voi păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru răspunzând i-a zis, dacă toți se vor sminti într tine, eu niciodată nu mă voi sminti, zisa Iisus lui. Adevărat sicție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Petru i-a zis, «Și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine!» Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghețimanii și a zis ucenicilor, «Ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga!» Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, «Întristat este sufletul meu până la moarte!» Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând, Părintele meu, de este cu putin să treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Și a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru, Așa n-ați putut un ceas să privegheați cu mine, Priveiați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este sărduitor, dar trupul neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând: Părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar ca să nu-l beau, facă-se voia ta! Și venind iarăși, și a aflat dormind căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i s-a dus iarăși și a treia oară s-a rugat, același cuvânt zicând: Atunci a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și vă odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei 12 și împreună cu el mulțime multă cu săbii și cu ciomege de la arhierei și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el și îndată apropiindu-se de Isus a zis, Bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iar Isus i-a zis, Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei apropiindu-se au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Și iată unul dintre cei ce erau cu Isus, întinzând mâna, a tras sabia și lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile, că așa trebuie să fie? În ceasul acela a zis Iisus mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii lăsându-l au fugit. Iar cei care au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa Arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iar Petru îl urma de departe până a ajuns la curtea Arhiereului și intrând înăuntru ședea cu slugile ca să vadă sfârșitul iar arhiereii, bătrânii și tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare și n-au găsit, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l clădesc. Și sculându-se arhiereul i-a zis, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea. Și arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă de ești tu, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai zis și vă spun încă, de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a sfâșiat hainele zicând, a hulit, ce ne mai trebuie martori, iată, acum ați auzit hula lui, ce vi se pare? Iar ei răspunzând au zis, este vinovat de moarte și au scuipat în obrazul lui bătându-l cu pumnii, iar unii îi dădeau palme zicând, prorocește ne Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Iar Petru ședea afară în curte și o slujnică s-a apropiat de el zicând, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce zici. Și a ieșit el la poartă, l-a văzut alta și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și iarăși s-a lepădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Iar după puțin timp, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, cât și graiul tău te vădește. Atunci el a început a se blestema și a se jura, nu cunosc pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care zisese, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.